Salutare lume, eu sunt Vlăduț. Eu sunt Bianca. Și astăzi ne aflăm la cel mai mare parc acvatic din Europa ca număr de atracții, mai precis Aquapark Nesebar din Bulgaria, din orașul și stațiunea Nesebar. Noi, din ce am văzut aici, sunt foarte multe zone, vi le prezentăm imediat. Momentan ne aflăm la intrare. Ca să intrăm aici am plătit 45 de leva. Full day. Full day. Și asta pentru că le-am luat online. Dacă vreți să intrați aici, e 52 de leva parte, da, nu? Da. Okay. În condițiile în care online era 56 de leva biletul VIP, adică primești ceva de mâncare pe lângă alte, pe lângă ce ai în biletul standard. Iar pe lângă asta veți primi o brățară, cum am eu aici la mână, pe care o puteți alimenta și cu care vă puteți lua mâncare de aici. Și de asemenea să vă luați și un locker, care este 5 leva. Vă alimentați într-o zonă, imediat vă arăt, și după aia mergeți în altă zonă și vă luați dulăpiorul. Așa că hai să vă prezentăm parcul pentru început. Avem aici intrarea, iar lângă este locul unde puteți să vă luați, să vă încărcați brățara și acolo vă puneți bani. Iar în partea aia acolo este locul de unde vă puteți lua dulăpior. Aici la intrare avem o zonă acolo de copii. Aici cred că mai sunt două zone. Iar acolo este zona cu cele mai periculoase tobogane, mă rog, extreme, pentru că sunt foarte înalte și prind o viteză foarte mare. Iar noi cred că o să dăm skip la cel de copii, că n-avem ce căuta acolo. Și o să mergem la alea, nu? Da. Hai să mergem. Am început pe Lazy River până la urmă, după cum vedeți, mă aflu aici pe colac și mă las în voia acestui râu. Ce mi se pare foarte fain este că sunt niște salvamare acolo, care ajută persoanele să se urce pe colac și mai este și cineva cu un băț care ajută să revină înapoi pe uscat. Plus de asta pereții care sunt suficient de înalți, cât să nu poți să te arunci sau să ieși unde fugi. Fața noastră acolo este zona extremă, cred. Vedeți că este un tobogan care te învârte așa într-o buclă și după aia îți dă drumul și după ce cobori o pantă destul de abruptă, urci din nou ca un fel de roller coaster. Și am ajuns la o intersecție. În dreapta avem Lazy River și în stânga Rafting River. Dar noi vom merge la rafting. Sperăm. Hai, Bianca, noată. Vrem la rafting. Nu, nu Lazy River. Nu, noată, Bianca. Nu, așa. Nu mai dai invers. Nu, nu. You make me move. You make me dance, you make my heart beat, beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever had. Shuttle, te duci și te bagi în asta și te învârți așa și după aia e coborât. Da, două. Păi bănuiesc e același. Nu, ăsta e acoperit și ăsta e descoperit, ăsta e 23. Păi nu, are porțiuni acoperite și porțiuni descoperite. Aici e copii, nu ne interesează. Da, și mai sunt astea de la zona extrem. Eu un ăsta vreau să ne dăm. Ăsta e ăla cu dealuri care îți place ție. Și ăsta pare fain. Și uite aici tot așa salteluții, dar mai nebunie. Și uite și o pâlnie. Dar pâlnea asta e faină, că uite, nu cobori într-o piscină, dar te ridică în sus cumva, știi, și... Astea-s Fast and Furious, 26-27. Da. Și astea sunt ascuatari. Deci în astea nu știu dacă am curat să mă dau, dar hai, vedem până la final. De acum se cam termină programul, cred că ăsta o să fie ultimul în care ne dăm, pentru că ne doream foarte mult. Și mergem chiar acum. E pregătită? Yes. Let's go!
Gata și vizita la Aquapark Nesebar. A fost drăguț, chiar mi-a plăcut. Ne-a plăcut foarte mult, foarte multe atracții. Nici n-am apucat să ne dăm în toate. Ne-am dat cam în jumătate. Nici nu voiam să ne dăm în toate. Da, pentru că unele sunt cam periculoase și... Pentru ficoși. Da, pentru ficoși care au făcut progrese astăzi totuși, pentru că nu se dau de obicei. Yay! Unele ne-am dat chiar de două ori, pentru că ne-au plăcut foarte mult. Și cu siguranță o să mai revenim. Ne-au făcut și niște poze pe aici și ia uitați ce frumos a ieșit. Am dat 6 leva pe ea ca să ne dăm. Încă o chestie de menționat ar fi că la 5:30 s-a terminat programul și când zic 5:30 mă refer la fix 5:30 pentru că sunt foarte punctuale. Deci efectiv sună un fluier și totul se închide. Baruri, piscine, tobogane și atunci toată lumea se pune la cozi. Și ia banii de pe brățară rămași. Între 5:30 și 6. Dacă s-a făcut ora 6, nu mai puteți să-i luați decât dacă da. Ce n-am menționat e că e la 5:29 eram într-un pool bar și ai zbrădut că vrem un shot și omul a zis că prea mult și s-a făcut și jumate și nu ne-a mai dat nimic. Data viitoare. Da. Bun. Și nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut acest videoclip, să ne dați subscribe ca să vedeți mai multe videoclipuri de la noi și desigur cu clopoțelul de notificări, pentru că altfel nu o să fiți înștiințați când facem ceva nou. Lăsați-ne în comentarii toboganul vostru favorit în care ne-am dat și ne vedem data viitoare. Pe curând! Pa!